Bine v-am găsit la horoscopul de final de an, 30-31 decembrie. Foarte important acest moment, să trecem cu dreptul un nou an, de aceea, înainte de orice, iată ce mi-am pregătit eu aici, pușculița mea cu dorințe despre care v-am vorbit în acel film pe care îl găsiți în secțiunea live de pe acest canal, îl găsiți și atașat la acest video, în care vă vorbeam cum să vă faceți dorințele și vă spuneam acolo de varianta pușculiță cu dorințe, de plic autoadresat, asta chiar e scrisoarea mea de anul trecut, am 23 de dorințe, încă nu le-am analizat, nu le-am bifat, care s-au împlinit și care nu. O să o fac pe 31 decembrie seara și mi-am pregătit o nouă scrisorică cu dorințe pe care o să o activez tot pe 31 seara. Și am pus bilețele scrise în interior, colorate, scrise cu roșu, în plic roșu. Roșu este activator, chinezii cred foarte mult în ideea de culoarea roșie ca și activator de noroc, de prosperitate, dar până una alta am reinventat acest borcănaș cu dorințe pe care vă recomand, sigur aveți un borcănaș pe undeva, drăgălaș, puteți să puneți și cristale în interior, puteți să puneți și mici șarmuri norocoase, o potcoabă, un porumbel, ce simțiți nevoia sau ce are strânsă legătură cu dorințele din interior. Nu uitați să le scrieți la timpul prezent, afirmativ, eu, totul pornește de la eu, chiar dacă vă puneți dorințe în legătură cu cei dragi, totuși eu să fie în acea dorință, ca și cum ar fi deja împlinite, evitați cuvintele doresc, vreau, am nevoie sau nu mai spun de dorințe cu negații și ceea ce am spus eu aici este pe repede înainte, cam ceea ce am spus în acel live numit cum să trece nou an cu noroc sau ceva de genul. Vă invit să-l vedeți și pe acesta, să vă pregătiți micile ingrediente norocoase pentru final de an și început de an nou. Cum să vă eliberați de anul vechi, cum să vă lepădați de energiile anului vechi, despre toate am vorbit în acel film. Ca acum vorbim despre weekendul de final de an, ca să vedem cam care este energia trecerii în nou an. Voi posta undeva duminică seara și horoscopul de 1 și 2, voi avea un singur horoscop pentru 1 și 2 ianuarie și acolo am să vă pregătesc niște mici surprize care voi folosi de cu totul alte instrumente decât astrologie, așa un mic oracolscop, dar zodie cu zodie, cu mesaje de început de an. Eu fac lucrul ăsta în fiecare an, așa mi încep anul, la masa de anul nou, cu cine sunt acolo, extrag niște carduri metaforice sau carduri cu afirmații, să văd cam care este îndrumarea Universului într-un astfel de moment și voi face asta pentru fiecare zodie, la horoscopul de pe 1 și pe 2. De aceea nu uitați să mă urmăriți și în acele zile, chiar dacă o să aveți cu totul alte treburi, poate o să rezonați și cu aceste mesaje. Nu uitați că sâmbătă, deci pe 30 decembrie, va apărea horoscopul săptămânei viitoare, adică săptămâna 1 din 2024, tot până la ieșirea din anul vechi vor fi gata toate horoscoapele lunii ianuarie, pentru că cele pentru anul 2024 sunt deja acolo pentru toate zodiile. Căutați playlistul dedicat, îl găsiți atașat și la acest video, astfel încât o să aveți ce vedea în aceste zile libere, acolo unde vă aflați. Poate vă găsiți un pic de timp și pentru horoscop, pentru cei curioși ce aduce anul 2024 sau ce aduce luna ianuarie, pentru că nu uitați, vom avea toate horoscoapele undeva probabil până duminică, tot voi posta și horoscoapele lunii ianuarie și horoscopul săptămânii viitoare și horoscopul acela special pentru 1 și 2, deci vedeți că îmi îndeplinesc tot rolul până la capăt. Într-un astfel de moment, ce să vă doresc decât în primul rând să vă aduc mulțumire și recunoștință că mi-a stat alături și anul acesta, mulți v-ați alăturat anul acesta, mulți ați venit în barca mea, în racheta mea în 2023 și vă mulțumesc celor care v-ați adunat și sper în 2024 să ating minunata cifră de 100.000 de abonați, sunt foarte aproape, termin anul cu 80 și ceva de mii, ceea ce sună bine. Am planuri mari pentru anul viitor, pe care evident le-am pus pe lista mea de dorințe, de idealuri pentru 2024.
și care vă sunt multe, evident, dedicate. Tot într-un astfel de moment trebuie să aduc mulțumiri celor care ați contribuit financiar la acest canal de YouTube în tot acest an, prin donații, prin acele abonamente ca membru al comunității Aquaria, pe care găsiți jos ca un butonaș la orice video, există un buton pe care scrie mulțumiri. Ați făcut-o și vă mulțumesc celor care v-ați arătat astfel aprecierea, cred, pentru ceea ce v-am spus de-a lungul anului. O fac cu pasiune, sigur, n-am putut fi pe placul tuturor, nu pot da doar previziuni fericite, nu pot să mă gulesc pe toată lumea oricând, normal că astrologia mai înseamnă și puncte slabe, și puncte fragile, și momente mai delicate, dar cele rele să se spele, cele bune să se adune și să le vedem pe toate în horoscoapele anului 2024 de acum înainte. Dacă vreți să-mi faceți un cadou de anul nou într-un astfel de moment, nu uitați că am inițiat o petiție online în legătură cu introducerea orei de naștere în certificatul de naștere. Nu știu ce vom face de aici, dar dacă n-ați făcut-o deja, vă invit să căutați și acest film atașat sau în fiecare comentariu, primul comentariu din orice video de pe acest canal de YouTube veți găsi trimiterea către petiția cu pricina. Nu știu, repet, spre ce o să duc această inițiativă, e nevoie de multe semnături ca să mergem mai departe, dar deocamdată adunăm oameni în aceeași barcă care consideră că este important. Sigur, nu toată lumea gândește că e important un astfel de detaliu. Eu nu-l consider nici metodă de manipulare, nici de control. Dacă e să fim controlați, nu printr-o banală oră de naștere putem fi controlați. Aceea este o chestiune de bun simț, ceea ce există de fapt în toate țările, în multe țări, poate nu în toate, care e ceva absolut firesc ca un copil să-și cunoască toate detaliile nașterii, că mama poate uita, nu-i așa, poate avea mulți copii, mama poate să plece de pe lumea asta și de ce să nu rămână copilul cu o dată a nașterii completă, adică inclusiv ora nașterii scrisă acolo pe un act și nu undeva în memoria cuiva care poate să le încurce. Cam atât am să vă zic, nu intru într-o altă poveste în introducere. La mulți ani! Petrecere frumoasă, intrați cu dreptul în anul care vine, vedeți aceste filme pe care vi le-am dedicat, sunt două legate de trecerea în nouă an, da, în unele seamănă ceea ce spun, pentru că normal sunt aceleași idei ale mele și într-un film și în celălalt, dar poate aveți timp acolo un pic înainte de Revelion, pe 31 decembrie, să vedeți și aceste filme, să pregătiți tot ce trebuie pentru un an nou de succes, prosper, eficient, organizat, norocos, fericit și toate celelalte pe care vi le doresc din toată inima. Vă mulțumesc și eu la rândul pentru toate urările pe care mi le-ați trimis în această perioadă. Vi le trimit înapoi înzecit și să fie un 2024 plin de succes pe toate planurile și pace să fie pe acest pământ. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și să vedem cum sună ultimul weekend, ultimele două zile din 2023, ultima turnantă înainte de a ajunge la un finish cu succes. Pentru voi berbeci, poate să fie un moment de real noroc această trecere dintre ani sau măcar acest weekend. Acolo unde vă aflați, vă simțiți bine, sunteți luat în seamă, sunteți vizibil, foarte apreciat, înconjurat de foarte multă lume. S-ar putea să vină către voi valuri de simpatie, de popularitate, de atractivitate. Sunteți foarte interesant în ochii multora. Este acolo un Marte într-o poziție foarte înaltă pentru voi, sus, deasupra capului, și Marte cine este? Însuși guvernatorul vostru, e ca și cum ați avea stea în frunte, coroana pe cap. Strălucește ceva la voi, emanați o energie pozitivă pe care ideal ar fi să o păstrați și la trecerea dintre ani. Veți intra, deci, în 2024 cu Marte într-o poziție atât de bună pentru voi, care normal că pune un reflector pe cel care reprezentați.
aveți planuri mărețe, discutați despre marile voastre planuri, le trimiteți în univers și aveți o mare putere de manifestare. Probabil voi sunteți genul de om care doar spune ce își dorește și parcă cineva acolo în univers face un hocus-pocus. S-ar putea să primiți în acest weekend tot felul de semnale, semnale norocoase, sincronicități, coincidențe. Ca tare, fiți un pic atent ce vă transmite universul. Uitați-vă pe cer, mai ales cerul. Cerul poate fi pentru voi un semn. Poate vedeți un curcubeu, poate vedeți un nor mai special, poate vedeți o stea mai nu știu cum, poate vedeți o stea căzătoare. E, universul conspiră pentru voi în această perioadă și veți primi niște semnale. Bune, evident. Pot fi și avertismente, încât tot cerul poate fi un avertisment. Vedeți un nor mai roșu decât de obicei, vedeți o, nu știu, ceva în care natura însă își va juca un rol. Sigur, și oamenii pe care îi întâlniți au roluri speciale, care vă transmit niște mesaje, dar trebuie să știți să le traduceți, să le decodificați. Nu contează ce vă transmit. E semnul lui Dumnezeu că e acolo, e degetul lui Dumnezeu peste voi în această perioadă, ca tare fiți cu ochii pe cer. Natura are un mesaj important să vă transmită în acest weekend. Voi, taurii, aveți o atitudine ușor vag pesimistă. S-ar putea să faceți un bilanț al anului și tocmai acum, în ceasul al 12-lea, parcă vă aduceți aminte de ceva nerezolvat pe parcursul anului, pe semne. Vă macină o vină, vă macină un gând, vă macină o sarcină nerespectată, nerezolvată. Dar anume vă vine această amintire în gând. S-ar putea să o vedeți într-o altă perspectivă decât atunci când s-o fi întâmplat lucrul ăla. Anume a trebuit să mai treacă ceva timp. Cine știe când ați trecut printr-un eveniment și taman acum, pe ultima sută de metri a anului, cineva avea o picură înapoi în gând. S-o vedeți altfel, s-o gândiți altfel, să-i găsiți soluții. Voi puteți găsi o soluție acum, în ceasul al 12-lea, care poate rezolva problema. Bun, nu o să o rezolve în acest weekend, dar vă oferă niște instrumente pe care le veți pune în aplicare, începând cu anul viitor pe semne, și care va rezolva ca prin farmec problema. E o problemă care multă vreme începea cu nu pot, mie niciodată nu-mi iese chestia asta. De fapt, cred că e o schimbare de mentalitate. Probabil v-ați sucit un pic în ultima perioadă. V-ați reconfigurat un pic traseul, v-ați schimbat voi și poate abia acum, la final de an, vă dați seama că nu mai sunteți ca anul trecut pe vremea asta. Cine știe, poate sunteți cei care vă citiți scrisorile de acum un an și vedeți cât de mult v-a schimbat față de atunci. Nu mai sunt cel din 2022, spuneți voi, și asta descoperiți acum. Că da, poate ceva n-a mers, n-a ieșit pe parcursul anului 2023, dar nu-i nimic, n-a ieșit pentru că există altceva mai bun, altceva mai bun pe care o să-l puneți în aplicare în 2024 pe semne. Chiar dacă e un moment cu regrete, chiar dacă e un moment de bilanț, chiar dacă ceva lipsește de pe lista voastră ca să spuneți că a fost un an bun, ce n-a ieșit nu trebuia să iasă, nu era în beneficiul vostru. Și probabil este altceva mai bun la orizont și asta, trebuie să deschideți brațele și să schimbați vibrația. Nu stați într-o vibrație joasă, negativă, tristă, de pierdere, de lipsă, de regret într-un astfel de moment, ci dimpotrivă. Aha, mi-am învățat lecția, am trecut peste, dar am trecut, iar la anul rezolv, ca prin farmec, tot ceea ce n-a mers în 2023. Gemenii, sunteți un pic grăbit, un pic strâns cu ușa, așa, aveți o stare de asta de grabă, repede, repede. Probabil, în două zile cât mai sunt din acest an, parcă trebuie să le rezolvați pe toate. Unii s-ar putea acum, pe ultima sută de metri a anului, să mai aveți niște treburi pe care poate nu le-ați făcut tot anul, cine știe. Parcă acum ați început, aveți timp de cumpărături, acum aveți timp de curățenie, nu știu. S-ar putea unii, poate chiar munciți în această perioadă mai mult ca oricând și atunci aveți acest sentiment de stres multe pe umerii voștri. Parcă stați așa cu ochii numai pe ceas, că trece, aoleu, vine anul nou și eu, puncte, puncte, și când zic și eu, puncte, puncte, și eu n-am rezolvat aia, și eu n-am terminat aia, și eu n-am făcut aia, e un sentiment așa de oboseală a omului presat de timp. Alții s-ar putea să aveți tavan pe dos.
o dorință de a lăsa totul jos aici. Gata, domnule, ce să mai fac pe ultima 100 de metri? Să mă odihnesc, să mă duc la coafor, să fac lucruri pe care poate nu le-am făcut multă vreme. Schimbați un pic registru. Dacă erați într-o zonă de pasivitate, intrați în zona de superactivitate. Dacă erați în superactivitate, ziceți stop, stop motoarelor și mă duc și mă liniștesc și mă odihnesc. Vă, da, suciți roata, se întoarce roata, se întoarce foaia vieții voastre și vă reorganizați un pic. Nu mai sunteți cel de acum câteva zile, ăla stresatul și alunecat spre liniște sau ăla pasivul și vă activați mai mult ca oricând. Poate e un pic diferit, cred că asta este, este energia total diferită a Crăciunului, de exemplu. Dacă la Crăciun ați lenevit, ați mâncat și ați stat în casă, acum ziceți stop, schimbăm foaia, ieșim, plecăm, umblăm. Deci cam asta este, o energie diametral opusă, probabil, sărbătorilor de săptămâna trecută. Vă era ce priviți foarte mult în urmă. Normal, la un final de an faceți și bilanțuri, vă treceți în revistă ce s-a întâmplat anul ăsta și vă aduceți aminte de un lucru nerezolvat pe semne. Foarte probabil legat de o relație care v-a rămas așa un pic pe creier ca o treabă nerezolvată. Încât voi s-ar putea să aveți foarte mult energia iertării într-un astfel de moment. Da, poate și energie recunoștinței, fără doar și poate, dar și a iertării. Cineva v-a greșit, cineva a spus ce nu trebuie, cineva v-a dat peste cap, cineva a generat pe parcursul anului o situație care v-a destabilizat. Și nu vreți să intrați în anul nou cu această energie a neiertării, a suferinței, a regretului. Și probabil vă, ori întindeți o mână de iertare către acest om, un semnal, un mesaj sau pur și simplu o iertare de departe, numai cu gândul îi oferiți această iertare, dar e posibil și voi pe undeva să aveți o astfel de vină vis-a-vis de cineva și vreți iertarea sa. Momentul este ideal, chiar dacă nu o să fiți față în față, să discutați, să vă rezolvați conflictul, să vă oferiți unul altuia iertarea, ajunge să faceți acest gest de te iert și mă iert și iartă-mă chiar și de departe. Un mic ritual de eliberare, de căință. Ăsta e momentul în care căința funcționează perfect și am vorbit în acel live de zile trecute despre căință și despre iertare și despre regretele unui astfel de moment, dar nu ca să ne împovărăm de ele din nou, ci ca să le dăm afară, să le eliberăm. Voi sunteți într-un astfel de moment în care, da, priviți spre trecut, racul privește foarte mult spre trecut, este o zodie cu atașamente și un astfel de atașament se pare că este încă foarte legat de voi, dar vreți să vă eliberați și veți reuși acest lucru, evident, printr-un efort de voință, prin acest iartă-mă, prin acest te iert, ca să intrați în 2024 cu un rucsac mult mai liber. Leul, luna este mare parte din acest weekend în ograda voastră, ceea ce e bine, vă simțiți frumoși, puternici, dar și emoțional, dar și sensibil, dar și foarte sentimental pe semne. Starea psihică este în centrul atenției pentru voi. Dar vă veți folosi aceste două zile pentru un bilanț, da, retrospectiv, retroactiv, spuneți cum vreți, veți primi foarte mult înapoi, veți extrage o concluzie din această analiză retrospectivă, foarte sinceră, foarte corectă, că ați greșit, că va greși cineva, veți ieși cu o clarificare, cu un aha, dar probabil și cu o decizie. Dar decizia înseamnă să vă eliberați de și de ceva ce duceți în spate. Poate în ultima vreme ați avut așa un mic proces de conștiință, v-ați simțit un pic vinovat de ceva, responsabil de ceva, ați făcut ceva ce nu trebuia să faceți, n-ați făcut ceva ce trebuia să faceți și a venit astfel de moment de privit înapoi. Poate cineva v-a atras atenția, poate doar propria conștiință v-a atras atenția că trebuia să faceți ceva anume și nu s-a întâmplat, dar e momentul ideal să vă descotorosiți de această vină pe semne. Chiar și un iartă-mă trimis de departe, chiar și un mesaj scris cuiva are acest efect de a vă
eliberat de o povară. De o povară care înseamnă o vină sau poate ați fost greșit interpretat, e posibil și asta și poate e vremea acum pe ultima sută de metri a anului să clarificați situația. Și de aceea, dacă pe undeva știți că cineva așteaptă un răspuns, o explicație, o lămurire la ceva ce a dezechilibrat o balanță în relația respectivă, n-ar fi rău să faceți acest pas. Să vă eliberați, să vă detașați, să închideți un capitol că poate stați un pic blocat în zona aia. Cineva așteaptă de la voi ceva, un răspuns, o explicație, un cuvânt, un mesaj, ceea ce trebuia să se întâmple probabil de mult. Pentru voi fecioare, va fi interesant acest weekend pentru că luna va fi chiar în zodia voastră în noaptea de Revelion. Luna are un efect vindecător pentru voi. Vă poate tăia niște corzi energetice, să zicem așa. Vă simțiți un pic tras înapoi de o amintire, de un regret, de o relație, de o treabă nerezolvată, de o vină. E ceva acolo care vă macină din tot anul pe semne. La originea acestei tensiuni, sigur, au fost niște vorbe aruncate. Ori vi s-au aruncat niște vorbe, ori voi ați scăpat la un moment dat niște vorbe necontrolate care au rănit, care au îndepărtat doi oameni, poate doi oameni foarte apropiați, copil și mamă, soț-soție, doi prieteni. Și vă macină acest gând acum la final. Vă aduceți aminte de cineva? A devenit o mică obsesie, un mic pitic pe creier acolo care nu vă lasă în pace și de aia vă simțiți un pic vinovat și vreți să aduceți explicațiile de rigoare. Încât momentul este ideal să întindeți un pic mâna sau, mă rog, să deschideți o poartă de dialog cu această persoană. S-ar putea și această persoană să-și dorească reluarea relației, să-și dorească să dea el niște explicații, da, probabil o chestiune de ego acolo, probabil sunt niște răni care încă mai dor, dar momentul este ideal. Și voi sunteți o fire foarte cerebrală, foarte rațională, celălalt s-ar putea să fie puternic emoțional, sunteți două persoane foarte diferite, unul care trece totul prin prisma rațiunii, unul care trece totul prin prisma sufletului și de aia la un moment dat s-au rupt niște legături și vă doriți această reluare, încât explicațiile pe care le puteți da în acest moment, printr-un telefon, printr-un mesaj, printr-o discuție față în față, vă pot elibera și pe unul și pe altul de vină, de dubii, de îndoieli, de toate cele suferințe care vă marchează încă. Ar fi momentul potrivit să vă eliberați de o astfel de povară emoțională de care vă simțiți poate responsabil, poate n-aveți nicio vină, dar vă macină, vă preocupă, v-ați tot pus întrebări pe parcursul anului, de ce, de ce, și acum ziceți, mai vreau să îngrop secura războiului. Și careva, unul dintre cei doi, dintre cele două tabere, poate găsi o ușă de comunicare. Balanța. Voi vreți să epatați un pic așa, vreți să arătați în acest interval o imagine de om prosper, o imagine de om mulțumit poate. Poate chiar sunteți recunoscători pentru niște lucruri care s-au întâmplat pe parcursul anului și de aia ziceți, vreau să fiu generos, vreau să arunc cu bani în stânga și în dreapta. Bun, nu o să o faceți la modul abuziv, dar s-ar putea banii pentru voi să fie aducători de fericire. Bineînțeles și vouă, dar și altora. Și de aia s-ar putea să fiți cumpărătorul de serviciu, s-ar putea să faceți shopping într-o veselie, dar s-ar putea să fiți mai generos acum decât ați fost de Crăciun, de exemplu. S-ar putea acum să cheltuiți, acum să vă oferiți vouă ceva. Poate sunteți genul de om care face un revelion de la super scump, super prosper, mă luați o haină nouă, roche nouă, o coafiură, nu știu cum. Deci banii pentru voi sunt o etichetă. O etichetă a omului mulțumit, a omului recunoscător pentru ce a trăit, nu din ăla care își pune aurul pe el, nu, aurul este important. S-ar putea imaginea pe care o arătați voi să fie sclipitoare ca de aur, dar nu e un aur de la urât, e un aur frumos, un aur care strălucește și de-aia o să atrageți atenția pe unde vă duceți, dar prin generozitate, dar prin bunătate, dar prin frumusețe. S-ar putea să fiți genul de om care da, se îmbracă foarte bine în această perioadă, se aranjează, se face frumos ca un fel de
gest de mulțumire pentru faptul că anul a fost bun. Probabil a fost bun din anumite puncte de vedere. Și asta trebuie să faceți. Îmbrăcați-vă ce aveți mai bun pe voi. N-aveți ceva bun, duceți-vă și cumpărați ceva nou ca să intrați în energia prosperității în 2024. Și așa să vă menține după aceea tot anul. Voi, Scorpioni, sunteți un pic obosit la finalul ăsta de an, încât s-ar putea să nu fiți cel mai activ, cel mai dinamic într-un astfel de moment. Poate sunteți genul de om care vrea să doarmă în aceste ultime două zile din an. Poate sunteți mai sedentar, poate sunteți mai... Poate nici sănătatea nu e în cea mai bună formă. Și de-aia vi se citește pe ochi o stare de aia de... Și ce? N-am chef nici de revelion, n-am chef de nimic. O să vă treacă, probabil. Peste câteva zile nu o să... Mă rog, peste, chiar în momentul revelion nu s-ar putea să luptați cu această stare de vagă lehaminte sau chiar de oboseală. A fost un an greu pentru voi, Scorpioni, și tocmai de-aia unii zice, nu mai îmi trebuie nimic, vreau să dorm, vreau să mă odihnesc, n-am chef nici de revelion, n-am chef de mișcare, de agitație, având parcă nevoia mai mult ca oricând în acest weekend de relaș, de fugă de lume, poate chiar. Unii s-ar putea chiar să fiți foarte ocupați acum, pe ultima sută de metri anului, să mai aveți, chiar dacă e weekend, chiar dacă mai sunt două zile din an, acum să aveți mai multă activitate. Cine știe, poate sunteți genul ăla care lucrează la urgențe, care lucrează medici sau polițiști sau, nu știu, oameni de ăștia cu activitate intensă acum, mai mult ca oricând, la mall, la supermarket, și care vă obosește peste măsură, încât s-ar putea să veniți acasă pe 31 și să ziceți, nu mai îmi trebuie nicio petrecere. O să vă înarmați de energie, astfel încât să nu stați în pat peste weekend, dacă sunteți foarte obosit, sau dacă sunteți super ocupat, da, o să gestionați voi situația în așa fel încât să faceți față și la un maximum de consum energetic. Săgetători, s-ar putea să vă luptați cu niște tovarăși din preajma voastră. Deși, într-un astfel de moment, ar trebui lumea să fie înțelegătoare, să vă bucurați împreună, s-ar putea să dați peste niște oameni care parcă pun tot greu pe umerii voștri. Oamenii ăștia un pic cam egoiști, un pic cam comozi, un pic cam profitori, niște mici narcisiști acolo care tot pe voi vă supraîncarcă. Când s-ar putea să fie un weekend foarte agitat pentru voi, ba chiar și un pic tensionat pe aici pe acolo, vă mai certați, mai ridicați tonul, un pic de nervozitate, vă simțiți un pic cam tracasat pentru că aveți cele mai multe planete acolo pe capul vostru, în ograda voastră, și cam asta e și sentimentul vostru de aglomerație, de agitație, de Doamne, nu mai îmi lipsea, uite câte am de făcut, asta mai îmi trebuia mie acum. O să faceți față cu brio, dar nu prea aveți la cine apela. Culmea e că nu prea primiți ajutor, s-ar putea să aveți oameni foarte comozi în preajmă, oameni de ăștia care vă văd pe voi că trageți la căruță și zic, da, dacă face el, de ce să mă mai bag și eu? Și asta s-ar putea să vă copleșească la un moment dat, această stare de prea mult pe umerii voștri, care la un moment dat s-ar putea să răbufniți, să vă certați, să săriți în aer, că aveți și voi o suportabilitate, o limită de suportabilitate. Și când îl vedeți pe altul că nu face nimic, că lasă pe umerii voștri totul, ba, mai pune și din ceea ce ar trebui să facă el, normal că ăla va fi momentul vostru de a vă simți copleșit. Dar poate pentru alții, toată această agitație e pe plac. Sunteți o zodie de foc și vă place activitatea. Capricornul, vă simțiți un pic așa cu musca pe căciulă, poate vă simțiți un pic vinovat și a venit momentul ăsta de final de an când treceți un pic în revistă ceva din ceea ce ați făcut, n-ați făcut, n-ați făcut bine pe parcursul anului și de-aia s-ar putea să vă vină în amintire o greșeală pe care ați comis-o la un moment dat. Și cum e momentul ăla din an când toată lumea facem procese de conștiință, bilanțuri, amintiri, regrete, trecem în revistă tot ceea ce s-a întâmplat, asta vă apasă pe voi pe conștiință. Măi,
Nu mi-am respectat la un moment dat o promisiune. Am zis ceva cuiva, n-am făcut. Am lăsat o treabă așa în aer și vă mustră conștiința. Poate în unele cazuri nu mai aveți ce face. Treaba e terminată de mult, e o vină pe care nu mai puteți repara, dar există o lege a compensației în toate. Nu mai puteți face nimic la capitolul ăsta că s-o fi terminat de mult, puteți face altceva bun în altă parte. Știți cum e, o greșeală într-un plan poate fi ștearsă cu o faptă bună într-un alt plan. Și asta veți găsi. Fapta bună din alt plan. Dacă nu se mai poate face nimic la lucrul ăla care vă apasă pe conștiință. Poate acum puteți să vă rezolvați problema. Aia, promisiunea neonorată, treaba nedusă la îndeplinire. Poate se mai poate face ceva. Poate ați greșit față de cineva și e vremea să vă cereți iertare, să dați cuiva o explicație, să returnați niște bani, să dați cuiva o explicație și care ar putea clarifica, așeza apele așa cum se cuvine. Dacă nu se mai poate face nimic, căutați prin compensație în altă parte ce faptă bună puteți face ca acolo undeva sus o să conteze. Vărsătorul s-ar putea să fiți foarte cheltuitor la urma urmei. Probabil o să aveți niște sărbători cu un consum financiar destul de mare, dar nu vă pasă de lucrul ăsta. Sunteți pe principiu, banii sunt făcuți să circule, am să-i fac de 10 ori mai mult la anul, dau bani ca să am de unde primi. Deci sunteți un mic magician între ale banilor, faceți bani, nu neapărat în această perioadă. Cine știe, poate unii aveți afaceri acum pe rol care acum merg cel mai bine, acum vindeți cel mai tare, aveți un chioșc, un magazin, un supermarket pe undeva care acum dă lovitură, se poate și lucrul ăsta. Dar hai să zicem că nu toți vărsătorii au activități comerciale pe rol care să meargă bine în această perioadă, încât pentru voi poate fi o mentalitate a omului prosper, a omului abundent. Foarte posibil să intrați în 2024, să încheiați până în alta anul 2023 cu un bilanț pe plus, găsiți ceva foarte important ce ați făcut în 2023 și spuneți, uite, ăsta e marele meu succes pentru care sunt recunoscător, pe care îl pun pe frontispiciul vieții mele, pun pe etichetă, uite ce lucru minunat am făcut, nu neapărat ca să vă lăudați, ci ca să fiți pe plus la acest bilanț și cu plusul, cu energia pozitivă acestui bilanț, voi intrați în 2024. De aceea faceți în ziua de 23 bilanțul pe plus, în niciun caz bilanțul pe minus. Uite ce bine mi-a mers lucrul ăsta, uite mi-am cumpărat casa anul ăsta. Energia prosperității, energia abundenței, energia că am, nu că am și țin la teșcherea, am și ce bine că am și mă bucur de starea asta de bine, încât s-ar putea să simțiți nevoie să fiți și mai cheltuitor în perioada asta, dar poate nu doar în interes propriu, parcă vreți să faceți și altora cadouri, parcă vreți să trageți și pe alții în căruța prosperității voastre și s-ar putea să fiți genul de gazdă primitoare care își pune casa la dispoziție pentru gașca de prieteni, pentru toată familia, nu cereți niciun ban pentru tot ceea ce pregătiți de revelion. E energia omului recunoscător pentru ce a avut. Poate nu sunteți super bogat, nici vorba de așa ceva, dar energia cheltuielilor pe care le puneți cumva și în beneficiu altora o să atragă și mai multă prosperitate la anul. Asta este energia cu care terminați anul de am și îi chem și pe alții alături de mine să se bucure de ceea ce am. Am reușit, am acumulat, mi-am cumpărat cu tare lucru. Da, chestiuni materiale în principal vă preocupă, dar latura materială a vieții, pe unde ați reușit ceva să vă atingeți scopul în 2023, latura asta materială vă deschide prosperitate pentru anul 2024. Sigur, intrați în anul nou cu ceva în portofel, cu ceva în buzunar, cu ceva în cont, nu devalizați totul acum pe ultima 100 de metri, dar pe undeva, chiar și aceste ultime zile din 2023, nu trebuie să vă uitați la bani, că vin banii înapoi și mai bine în viitor. Peștii, s-ar putea să aveți o intuiție fantastică de a evita o oarecare situație de risc. Trece o problemă prin calea voastră.
dar la timp cineva acolo parcă vă suflă în ureche, nu face lucrul ăsta, nu te duce acolo, nu, nu, va veni un mare nu, un mare nu se poate, o ușă închisă în nas. Prima reacție când vezi că e ușa închisă în nas, este să te superi, uite măi, mi-a picat mie toată povestea asta, uite ce am pățit, o să ziceți voi. Dar lucrul ăla care, hai să zicem, sună aparent negativ și care s-ar putea să vă deranjeze, să fiți foarte frustrat, foarte nervos pe tema asta, că nu s-a mai întâmplat un lucru, de fapt v-a ținut departe de ceva poate mult mai rău. Nu mai puteți pleca, ce bine că nu puteți pleca. Nu mai vine nu știu cine, ce bine că nu vine. Nu ceva, ce bine că nu. De aceea nu vă supărați pe lucrurile care vor începe în aceste zile cu nu. Nu te duce, nu cumpăra, nu merge cardul, nu merge o grămadă de lucruri. Că de fapt acest nu vă baricadează. E protecția voastră să nu se întâmple ceva. Nu se întâmplă ceva grav, dar dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăla care începe cu nu, probabil ar fi fost o supărare și mai mare, o dezamăgire și mai mare, o nemulțumire. Deci dacă ceva nu se întâmplă, cineva acolo sus zice că e spre binele vostru să nu se întâmple, nu așa cum v-ați gândit voi, poate o să se întâmple, dar în altă variantă. Și de aia nu trebuie considerat un eșec sau un ghinion, ci dimpotrivă, cel mai bun lucru care vi s-a putut întâmpla. Gata și cu 2023, gata cu horoscoapele zilnice pe 2023, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă, horoscopul săptămânii următoare, horoscopul lunii ianuarie, horoscopul anului 2024, aveți ce vedea în aceste zile de sărbătoare. Oricum, voi apărea și horoscopul de 1 și 2 și, cum am zis în filmul meu de zile trecute, cum să intre 9 ani cu dreptul, eu probabil, chiar din prima zi anului, voi face ceva strânsă legătură cu acest canal de YouTube, că îmi place, că altă treabă nu am și de aceea, pe semne că voi veni pe 2 cu un horoscop deja cu o energie nouă de 2024. La mulți ani, să petreceți frumos, să intrați în anul nou cu dreptul, cu gânduri minunate, cu protecție divină și tot ce este mai bun să vi se împlinească. Toate dorințele de pe lista voastră de dorințe. La mulți ani!